pentru că suntem în acest plin sezon a berbecului. Acolo este nodul nord, după cum bine știți, tot acolo este și Chiron. Se întâmplă eclipsa de soare în berbec, în data de 8 aprilie. Am avut așa un soi de tip de descărcări, de revelații, de informații, să le spun așa, de flash-uri, de intuiții, de accesări, de... Că știi cum e când intri în stări de convalescență și de recuperare. Ești mai izolat decât oricum te izolează online, nu? Și te duci așa în adâncurile tale, pentru că nu ai încotro. Și oricât nu-ți convine, ai de înfruntat ce e acolo, știi? Și mi-am dat seama că de fapt se lucrează niște lucruri la un nivel foarte adânc, foarte profund și țin toate de temele astea chironiene care sunt acum pe tapet. Bine te regăsesc, draga mea Rodica, bine vă regăsesc, membrii 12 Călăuze, și bine te regăsesc, comunitate dragă. Am revenit din morți. Cum sunteți? Vă salut și eu, dragi oameni. Dragilor, suntem între oameni. Da, și încă mă bucur și eu foarte mult că putem să facem acest dialog. După cum zicea Patricia, până acum a trecut într-o perioadă dificilă și mă bucur că ne auzim în sfârșit. Deci sunt, știi, nu fac pe interesanta, știi, mă simt așa ca în povestea cu familia regală, cu marele mister, când dispăruse Kate și nu mai știa nimeni ce s-a întâmplat cu ea. Eu mă lupt cu un streptococ. Asta este realitatea și e pe aici, prin zona gâtului, și e o poveste mai veche din copilărie și a revenit cumva așa, nu mă miră absolut deloc, fix taman în această perioadă, și nu fac nici pe victimă, gestionez din mers, pentru că, da, prin unele lucruri avem de trecut, dar e un mix aici. Am avut așa un soi de tip de descărcări, de revelații, de informații, să le spun așa, de flash-uri, de intuiții, de accesări, de... Că știi cum e când intri în stări de convalescență și de recuperare. Ești mai izolat decât oricum te izolează online, nu? Și te duci așa în adâncurile tale, pentru că nu ai încotro. Și oricât nu-ți convine, ai de înfruntat ce e acolo, știi? Și mi-am dat seama că de fapt se lucrează niște lucruri la un nivel foarte adânc, foarte profund. Și țin toate de temele astea chironiene care sunt acum pe tapet. Și ceea ce se întâmplă în jurul nostru, mai bine cu un strat de răspunsuri, în sensul de situațiile în care suntem, pe toate planurile, cu familia, cu părinții, cu lucrurile care te duci, știi, cumva așa, te poartă tot acest proces și flux, te poartă așa cumva să te susține, te duce la rădăcina unor lucruri pe care n-ai vrut niciodată să le pui în față, știi, să te uiți în ele ca într-o oglindă și să le lucrezi. Și când le vine timpul, te trag înăuntru, pentru că acolo trebuie făcută curățenie. Cam despre asta este vorba. Și sunt tot felul de forme, că una e boala, alta e un bai, un necaz. Eu întotdeauna spun, bine că e atât cât e. Adică da. Știu exact prin ce trec. Știi? Asta e foarte important. Știu exact prin ce traversez. Și cred că nu sunt singura în situația asta. Am impresia că o sumedenie de mulți alții în momentul de față. Cred că toți suntem, da. Da, da, da. Și tot fiecare ce are în hard acolo e... Da, în funcție de perioadă... harta natală. Da. Dar le-a venit rândul tranzitelor. Spune, scuze. Da, vreau să spun că mie îmi place să le zic oamenilor care trec prin diferite situații de criză, știi, când trecem prin toate transformările astea, pentru că evoluăm, că așa este normal, pentru asta avem această viață, fiecare dintre noi, știi? Și mulți zic, vai, nu știu dacă o să rezist. Zic, reziști, niciodată nu ți se dă mai mult decât poți duce. Știi? Adică să fii convinsă că reziști. Da, și legat de traume și de lucrurile astea, sunt niște lucruri foarte importante, pentru că exact eu am avut o prezentare la simpozionul de la Iași, care și mie mi-a deschis cumva... am avut și un fel de revelație, știi, că fiecare dintre noi are niște lucruri care vin din trecut
nu neapărat din trecutul personal, dar poate veni și din trecutul familiei, a moșilor, strămoșilor, da? Chestii care sunt poate nespuse, nevorbite, ascunse și care se vor să fie, să iasă la lumină. Știi? Și uite că în perioada asta, exact cu acest gen de lucru, noi cu noi, ne aflăm, știi? Să ne lucrăm toate aceste traume, să ne suntem puși față în față cu ele. De multe ori suntem surprinși și pare că așa ne-a scufundat cineva efectiv la fundul bazinului și că nu mai vedem nicio luminiță ca să ieșim la suprafață, dar orice problemă vine și cu o soluție, sunt sigură de acest lucru, așa că... Da, întotdeauna. Da. Mergem înainte. Apropo de Iași, cum a fost la Iași? Foarte frumos, foarte frumos, cu oameni deosebiți, cu prezentări foarte bine pregătite, subiecte profunde. Apropo, s-a vorbit foarte mult despre această latură transgenerațională, care poate că, știi, mulți consideră că este neimportantă, știi, ceva de genul, pe ce contează ce au făcut părinții sau strămoșii? Păi nu, că de acolo ne tragem, acolo ne avem rădăcinile și până când nu curățăm acea zonă, cum ai spus tu foarte frumos mai devreme, nu putem să creștem copacul ăla, știi, sănătos. Interesant că s-a pus lumină pe exact acest filon transgenerațional și ceea ce ducem. Da, nu întâmplător, categoric. Da. Cred că a fost un eveniment minunat. Mă bucur mult. Da, a fost. Tragem oala pe focul nostru acum și mergem pe povestea pe care o avem pe rol și anume, lasă-mă să fac un share, obligatoriu, povestea aceasta, dragii mei. Am dispărut efectiv în neant preț de, iată, îndată 10 zile sunt. Momentul la care facem înregistrarea este, iată, zi de sâmbătă astăzi, nici nu mai știu data. Te rog să spui la ce dată suntem. Nu mai știu data. 30 martie. M-am uitat și eu repede pe calculator ca să văd data asta, ca să înțelegi că nici eu nu știam. Da, și am stat cu Rodica așa într-un ping-pong și tot trimiteam mesaje. Mă întreba, cum te mai simți? Mai bine, filmăm mâine. Și pe urmă, dimineața când era mâine, filmăm mâine și dintr-un mâine într-un poi mâine, iată ne reușind să ne întâlnim în sfârșit astăzi, pentru că n-am putut cuantifica efectiv cum pot gestiona scurgerile astea energetice prin care traversez și am vrut să livrăm un produs frumos și un produs de calitate, așa cum ne place de fiecare dată să facem când ne întâlnim și avem amândouă acolo niște... Da, hai să zicem, zona aceea de perfecționism, știi, nu ne lasă să fușărim. Aș dori să vă reamintesc faptul că la data de 5 aprilie este ultima zi pentru înscrieri la povestea noastră numită Curs Online Astrologie Previzională, primul modul, Tranzitele Planetelor Transaturniene. 5 webinarii pe care le puteți accesa imediat, 2 workshopuri care vă așteaptă, te rog să spui tu datele și te rog să-mi vin completare. Da, în primul rând trebuie să spunem acest lucru că cele 5 webinarii sunt deja înregistrate și veți avea acces la ele și o să vă rugăm cei care vă înscrieți să le urmăriți până în momentul workshop-urilor. În cele 5 webinarii, partea de teorie cu studii de caz, explicăm ce înseamnă un tranzit al lui Uranus, al lui Neptun și al lui Pluton. Venim cu toată simbolistica care însoțește aceste trei planete foarte importante. Știm că acestea, de fapt, și ne fac să creștem, să evoluăm prin diferite evenimente, prin diferite... Când spun eveniment, nu înseamnă că trebuie să se întâmple neapărat ceva în exterior, dar anumite schimbări care se cer... a fi făcute chiar și în interiorul nostru. Da? Vom veni și cu anumite recomandări
dacă pot să le spun așa, pentru că nu sunt sfaturi, dar sunt anumite recomandări despre cum gestionăm tranzitul celor trei planete grele. Da? Un lucru care mi se pare foarte important, știi, pentru că nu este suficient doar să vezi că se întâmplă sau să vezi în ce proces ești, dar trebuie să știi și cum îl gestionezi. Și noi, ca și astrologi, pentru noi este vital acest lucru, pentru că absolut, trebuie să știm în primul rând această gestionare a procesului. Da. Cumva. Da, da. Măcar cât de cât, măcar încerci, știi? Cât de cât. Și, da. Și apoi workshop-urile sunt de ce? Pentru persoanele care își doresc să exerseze, să vadă în realitate cum s-a întâmplat în viața lor sau ce s-a întâmplat pe anumite tranzite și cum au fost efectiv impactați, cum s-a schimbat viața lor după anumite tranzice. Iarăși vreau să accentuez că până când nu studiem harta personală și nu studiem un tranzit al unei planete grele pe harta noastră în anumite momente din viață, nu putem să simțim, să înțelegem de fapt acest cum proces, efectiv cum lucrează. Da, adică e un gen de experiență care, prin care ai trecut și după aceea poți să vorbești despre aceasta și poți să faci anumite corelări cu alte persoane care trec prin același proces. Și în acest fel poți să ieși în drum corect, dacă poți spune, sau cel puțin să înțelegi ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple. Da, deci vă așteptăm. Workshop-urile vor avea loc la data de 11 și 18 aprilie la ora 7, ora României, și dați-ne un semn dacă sunteți interesați. Sunt sigură aveți, că cei care veți avea. Da. Sunt sigură că cei care au nevoie de această informație cu siguranță vor veni și sunt sigură că vor învăța exact ce au nevoie să învețe. Așa s-a petrecut de când am declanșat linia acestor colaborări și parteneriatul nostru și mă refer la faptul că întotdeauna au venit exact cei care au trebuit să fie acolo și mi se pare un fenomen fascinant să descoper la fiecare workshop online echipele care se potrivesc și cumva parcă sunt și compatibile și parcă se și completează reciproc în munca de echipă, pentru că știți, avem diferite formate, inclusiv în cadrul acestor întâlniri, mă refer la 11-18 aprilie, ora 19, via Zoom, bineînțeles, aveți link de preînscriere, îl găsiți în subsol, cei care doriți să obțineți detalii, completați acel link și vi se vor trimite absolut toate informațiile, pentru că accesând linkul de preînscriere, vă reamintesc faptul că vă exprimați intenția de a fi curioși să aflați ce se întâmplă, ce se va face și dacă este sau nu pentru voi. Webinariile sunt deja pregătite, este o poveste absolut splendidă ce v-am pregătit acolo, am primit deja și feedback-uri din partea celor deja înscriși, abia aștept să ne întâlnim online cu cei care deja s-au înscris. Și le mulțumesc în special celor care revin, pentru că acesta este un punct important pe care doream să-l subliniez. Pentru mine este dovada faptului că mi se confirmă faptul că ce facem aici conține niște răspunsuri și că ajută participanții în ceea ce au personal fiecare de descoperit și de lucrat. Am să închid, facem stop la share. Dacă pe parcurs îmi voi pierde puțin vocea, te invit să preiei tu hățurile, s-ar putea să am niște mici provocări, deși speram să mă ajute, iată, îmi fac acum și reclamă, magicele păhăruțe primite cadou, iată, minunat, făcute de soțul meu, cu sigla 12 călăuze, mă încurajează să continuăm, iată, treaba aceasta foarte împreună, foarte, care este superbă și care vine așa din inimă. Și intrăm în povestea. Tot anceam cu cuvântul povestea, asta e un tic nervos, mi l-am observat zicându-l în toate interacțiunile, încerc să diminuez, dar vine, e un reflex, mă relaxează probabil, nici nu îi mai dau atenție. Intrăm în astrotranzitele lunii aprilie.
Și pentru că am spus că suntem amândouă puțin obsedate de perfecționism și nu e neapărat întotdeauna un lucru bun acesta, am pregătit un mititel PowerPoint. Am zis, hai, de data aceasta nu ne mai jucăm oricum. Și stai să fac și mare ecranul. Se vede, da? Da. Se vede. Și te invit, draga mea, să faci descrierea energetică a lunii aprilie 2024. Cred că este cea mai interesantă și mai încărcată și mai fascinantă lună din acest an. Asta cred sincer despre aprilie. Uitându-mă așa din avion, mai ales când s-au și detaliat. Dacă te uiți așa vizual pe acest tabelaș, ai zice că nu sunt așa de multe aspecte, că știi că am avut luni în care tabelul era mult mai încărcat, știi, cu rânduri, cu mai multe rânduri, știi. Dar se întâmplă lucruri importante de impact și de schimbare majoră în viața noastră a tuturor. Și vom începe cu începutul. În primul rând, chiar de la începutul lunii, Mercur își schimbă mersul, devine retrograd, da? Aparent retrograd, ca să specificăm acest lucru, că o planetă niciodată nu se întoarce din drum și urmează drumul doar noi ca și observatori de pe Pământ, observăm că e ca și când s-ar întoarce. Da, și va ține această retrogradare până în data de 25 aprilie, când revine la mersul direct. Acum așa foarte succint. Da, Venus își face ingresul în Berbec în data de 5 aprilie, Soarele își face ingresul în Taur în data de 19 aprilie, apoi în 29 aprilie Venus intră deja în Taur, iar în data de 30 aprilie Marte intră în Berbec. Și cele mai importante lucruri sunt următoarele. Că, pentru că suntem în acest plin sezon a Berbecului, acolo este nodul nord, după cum bine știți, tot acolo este și Chiron, se întâmplă eclipsa de soare în Berbec, în data de 8 aprilie. Este de fapt acea lună nouă, obișnuită pe care o avem noi lunar, doar că de această dată luna se suprapune peste soare și îl eclipsează, adică îl acoperă complet, pentru că este o eclipsă solară totală, da? Ca și participanți la eclipsă îi avem pe Mercur, retrograd, da? Și pe Chiron, iarăși momente importante. Și după aceea, în data de 24 aprilie, avem luna plină, o lună plină obișnuită în Scorpion. Chiar înainte să revină Mercur la mersul său direct. Da, cam acestea sunt evenimentele astrologice cele mai importante și care merită o atenție deosebită. Da, nu știu dacă, iartă-mă dacă ai zis-o și mi-a scăpat, pentru că între timp îmi pregăteam următoarele imagini să fac share la ele și ai zis și de conjuncția din 21 aprilie, nu-i așa? Nu am zis, foarte bine că mi-ai amintit. Da. Te rog să o aduci la lumina rampei. Da, foarte importantă. N-am de gând să rămână frustrată, să plece. Da, e bine, mulțumesc că mi-ai... Mi-a atras atenția, în data de 21 aprilie avem vestita conjuncție Jupiter-Uranus, despre care deja vorbește toată lumea. În aceeași zi, Venus va fi conjunctă cu Chiron, iar Soarele face quadratura la Pluton. Deci, iarăși, o zi importantă, dar este momentul când această conjuncție sau aceste aspecte se întâmplă la grad fix. Da? Noi știm că acestea lucrează și până în acel moment și dacă vorbim despre Jupiter și Uranus, deja suntem de câteva luni bune în acest proces și după tot mai durează o perioadă lungă de timp când se manifestă această conjuncție.
Da, am fugit rapid un pic și pe hartă să vadă puțin de tot lumea. Noi oricum am pregătit materiale într-un format PowerPoint astăzi, dar este într-adevăr un moment despre care vom detalia mai multe și pentru cei care compun membership-ul. Și profit de acest moment, îți mulțumesc, Rodica, iartă-mă că iar te-am întrerupt, profit de acest moment să fac un soi și de mea culpa în fața celor care compun grupul nostru Astro Transite, clubul Astro Transite. Sunteți prețioși, sunteți minunați, mă bucur foarte mult că vă crește constant numărul și sper să crească în continuare. Ne susțineți fantastic prin acest gest al vostru de a face parte din această comunitate exclusivistă, unde se muncește enorm la ceea ce pregătim, știți deja, și informațiile pe care le livrăm acolo vor putea fi aplicate la un alt mod. Dar în acest club al nostru, împreună cu partenera mea, Rodica Stonu, Astroperla, acolo asta ne-am propus să facem, să oferim lunar. Și vom intra, iată, lent în cele promise, abia îmi intru în formă. Aveți puțin tică răbdare. Așadar, trec la următoarea imagine. Da. Aș vrea să specific un picuț că acest club este pentru toată lumea. Nu trebuie neapărat să fiți avansați în astrologie sau să aveți cunoștințe medii, pentru că venim cu niște instrumente care sunt la îndemână pentru, chiar și pentru cei care nu cunosc astrologie. Și acolo pur și simplu vă oferim câteva instrumente pe care puteți să le aplicați în viața ta, în viața voastră, exact în perioada lunii despre care vorbim. Trec la următoarea imagine, pentru că intrăm deja în ceea ce mi-a plăcut foarte tare la ultimul episod și am zis că mi-ai dat ideea și de acolo nu mai scapi și te voi tot provoca să-mi trimiți acest gen de imagini. Ce se întâmplă în chiar debutul lunii aprilie? Ai microfonul. Și ce avem aici? Păi, da, este despre ce am zis, despre Mercur retrograd, care în momentul eclipsei de soare va fi și conjunct cu Chiron. Aici avem o imagine generată pe acest subiect și este exact despre modul în care gândim noi sau ce am comunicat cumva în trecut, în trecutul nostru sau nu neapărat al nostru, într-un trecut mai îndepărtat care ține de familia noastră sau persoanele cu care ne-am mai intersectat pe parcursul vieții noastre sau s-au intersectat strămoșii noștri, da? Este o reîntoarcere la modul în care am comunicat, am gândit ce am făcut, știi, cumva în trecut. Da. Și aici, după cum bine vedeți, da, acest glob plin de un soi de spirite, dacă vreți, care stau acolo toți și comunică, de fapt. Asta se întâmplă. Și undeva lucrurile ori au rămas nespuse, ori s-a spus mai mult decât era cazul. Ceea ce a cauzat anumite răni, rupturi. Anumite rupturi, poate, sau în funcție de... Uite că foarte bine s-a conformat inteligența artificială și a generat imagine superbă. Da, unele frizează într-adevăr absurdul, altele sunt așa, esență de miez, pentru că nu neapărat toate ne vorbesc, unele chiar ne vorbesc. Mi s-a părut o imagine fantastică pentru povestea lui Mercur retrograd, care face această conjuncție cu Chiron când îi vine momentul să o facă. Dar știu că ai pregătit deja niște informații foarte prețioase. E tot din același capitol, eu am să mă tot joc cu ele pe măsură ce vei trece prin linia de informații care este pentru astrotranzitele lunii aprilie despre Mercur retrograd. Ce ne face în aprilie Mercur retrograd? Păi, ce să ne fac? În primul rând, noi știm că el Mercur... Da, a intrat pe acel segment pe care va retrograda încă din data de 19 martie. După cum am spus, în data de 2 aprilie devine retrograd. Se reîntoarce până la gradul 16 per bec, până în data de 25 aprilie. După aceea își reia mersul direct.
Și revine la gradul de 27 Berbec, la gradul de unde s-a reîntors în data de 14 mai. Deci, practic, avem o perioadă de, cât să zicem, aproximativ sunt 2 luni de zile, din 19 martie până pe 14 mai, când lucrăm intens în stil mercurian această zonă de 16-27 grade Berbec. Acolo, deci, vom fi provocați să regândim, să reanalizăm situații, contexte. Asta apropo de imaginea de dinainte și de ce descriai atât de frumos, la nivel mai ales în miezul lucrurilor nespuse, mai ales al celor nespuse, al celor necomunicate. Da. Eu mă simt ca într-un film în înregistrarea de astăzi. Nu doar pentru faptul că funcționez așa în slow motion, dar și mai ales pentru faptul că absolut tot ceea ce descrii și absolut tot ceea ce am experimentat pregătind întâlnirea noastră de astăzi are directă legătură cu mine și cu harta mea. Sunt activat într-un atât de mare fel cum niciodată n-am mai fost. E un atât an de special, mai ales la mine bate la ușă și întoarcerea solară. E un cumul acolo pe care îl traversez prin filtrul personal și care îmi este imposibil să mă țin așa doar într-o zonă de detașare și să fiu cea pe care o știați probabil prin decembrie, pentru că lucrurile se schimbă în adâncuri și când se schimbă în adâncuri sunt și eu clar altfel și fiind și eu altfel, comunic la rândul meu altfel. Fac mențiunea aceasta ca să nu vi se pară bizar. Trecem la momentul de data de 8 aprilie? Da. Da. Și intrăm în exact ceea ce vă descriam, că Patricia de ziua ei primește o eclipsă solară cadou, la propriu de data aceasta, fără metafore, fără nimic, care se va petrece la gradul 20 Berbec. Eclipsă solară, o tânără fată hrănind păsările iarna. Iată, oracolul simbolurilor sabiene ce spune despre acest grad special la care se petrece această eclipsă? Are nevoie de ajutor cineva care poate fi chiar cauza propriilor probleme. Sunt cei ce refuză cu încăpățânare să meargă înainte sau să-și schimbe obiceiurile, chiar dacă asta este în detrimentul lor. Inocența care nu judecă pe nimeni te poate mișca până la a-i ajuta pe alții și a-i îndruma spre încredere. Cultivarea inocenței a aduce energie în situații care par reci, fără speranță și pierdute. Micile eforturi își aduc propriile lor recompense. Negativ, încercarea de a dobândi aprobare din partea celorlalți. Crearea unei dependențe care va trebui întreținută. Un mesaj foarte foarte adevărat și foarte adânc și foarte puternic și foarte real. Trec la următoarea imagine, care bineînțeles că n-avea cum să nu fie senzațională, mai ales că de fiecare dată, și tu, Rodica, o spuneai conversând amândouă pentru pregătitul acestei întâlniri, că este o eclipsă solară cu adevărat puternică de data aceasta, din multe, multe cauze, astrologic vorbind, veți vedea imediat când vom detalia. Dar mi se pare, e imaginea mea favorită. Din tot ce avem astăzi pe toate slide-urile, aceasta este imaginea mea favorită de astăzi. Da, mă mișc așa, pentru că conține exact despre ceea ce noi vorbim de foarte multe ori. Partea de lumină, partea de umbră. Lumina și întunericul. Eternul echilibru în care ne străduim să stăm cu toții de când ne naștem până murim, dacă dorim să trăim conștient și să fim angajați în fluxul a ceea ce experimentăm în fiecare zi, dacă se poate. Și mai avem o imagine care e tot generată de inteligența artificială. Îți mulțumesc pentru că tu le faci toate și publicul nostru trebuie să știe, comunitatea. Și aceasta mi s-a părut superbă și mi s-a părut la fel de pe linia mesajului a ceea ce simbolul Sabian spunea. Și intrăm pe hartă și l-am lăsat intenționat și pe simbolul lui Chiron aici, care este efectiv la propriu ok. Și de ce l-am lăsat? Veți vedea. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul acestei eclipse. Mi se vede cerculețul, da? Aici mi-am activat butonul magic. Da, după câte observăm, ne uităm la acel segment al berbecului, da?
Ce avem acolo? Pe lângă, logic, soare, lună, nod, nord. O mai avem și pe Venus. O mai avem și pe Chiron, chiar conjunct cu soarele și luna. Și după aceea avem pe Mercur, care este un pic în fața lor, dar retrograd, care merge spre Chiron, da? Se reîntoarce. Deci este un moment, pentru că este nodul nord acolo, da? Trebuie cumva, se spune că într-acolo trebuie să mergem și mi se pare foarte logic acest lucru. Este cazul să... știi cum e să te reîntorci în trecut ca să poți merge spre viitor? Da. Știi? Da. Deci e ceva de genul ăsta. Și pentru că vorbim despre semnul berbecului, nu putem să nu-l amintim pe Marte, stăpânul berbecului, care se află în Pești în acest moment. Și iarăși aici semnul peștilor vine cu acea doză de trecut, doză de, de colectiv, sau, mă rog, dacă vorbim de colectivitate doar din punct de vedere familial sau personal, da, e acel moment când te întorci un pic, este și ultimul semn al zodiacului, deci iarăși tot, iar berbecul este primul semn, știi? E ca un început de sfârșit de ciclu, ca și când trebuie să faci doar un pas în spate ca să mai rezolvi acolo ceva pentru ca să mergi din plin în față. Da, da. Ok, acum ca să mai nuanțăm un picuț, Chiron, în prim plan, deja am spus suficient despre Chiron. Am o poveste pregătită specială. Da, o să te invit. O să mai amintesc de Mercur, care da, este cu gândurile, cu tranzacțiile, cu comunicarea, cu comerțul, cu deplasările. Da, toate acestea aduc iarăși un pic... Ne facem un pas în spate ca să vedem ce mai avem de corectat acolo. Pentru că acolo undeva mai este o rană nerezolvată, o rană care stă și este neidentificată încă. Deci în acest moment noi trebuie să, adică suntem invitați de astre să mergem să facem acea descoperire a rănii, dacă încă până acum n-am făcut-o, da? Și ca să trecem prin ea, să o acceptăm. Bine, și aici sunt mai multe faze, dar ideea este să ne eliberăm, da, de acea rană, să o conștientizăm, să o acceptăm și să ne eliberăm, tocmai pentru ca să putem să facem un pas înainte spre viitor. Cam așa văd. Da, mi se... Da, foarte, foarte bine l-ai descris, mai ales punând accent pe faptul că e, uite, așezată ca la carte povestea la propriu, în sensul de casa 12-a cu peștii, lucrurile la care trebuie să renunțăm cumva și să ne pregătim în forță tot focusul acesta pe semnul activ cardinal al berbecului de foc, nu? Care începe întotdeauna în trombă, cu mult curaj, dar suntem invitați și la cumpătare. Tocmai pentru că Mercur e în mișcarea aceasta de retrogradare. Adică, și pe urmă vine, bineînțeles, cireașa de pe tort, finalul lunii, când ne întâlnim în conjuncția dintre Jupiter și Uranus. Vreau să spun despre Chiron. Mi se pare fascinant faptul că această eclipsă face conjuncție cu Chiron și e una dintre temele mele dragi din astrologie, pe care de fiecare dată când voi avea ocazia să o luminez, o voi face, atât cât mă voi pricepe și atât cât voi putea să descriu. Pentru că e o temă extraordinar de familiară, în primul rând, grație hărții mele. În harta natală, la rândul meu, am o conjuncție Soare-Chiron și știu exact cu ce se mănâncă această energie și când spun asta, mă refer deja și de pe poziția vârstei la care am ajuns. Pentru că una e să citești în cărți și alta e să raportezi totul la ceea ce ai experimentat, uitându-te în spate. Asta apropo și de ce spuneai la început când discutai despre cursul nostru. Pentru că până nu vezi în harta ta prin ce ai traversat, ca să poți să conectezi toate informațiile, nu înțelegi ce e acolo.
Adică înțelegi, dar nu simți. Și dacă nu simți, nu te duci în miezul a ceea ce de fapt este această energie vie care lucrează prin astrologie, prin noi, în hărțile noastre. Berbecul. E un Chiron în berbec și am spus-o de foarte deseori și o voi repeta din nou pentru cei care poate ascultă acum în premieră și poate că au de început ceva, care poate chiar dacă s-au mai intersectat cu informația, mi se pare un moment senzațional acesta. Deși ne este ocultată lumina, nu? E un moment de eclipsă, de soare, lumina nouă accesăm. Bun, noi aici nu vom vedea cum vor vedea cei din Statele Unite, aceasta este o altă poveste. Dar energetic vorbind, suntem toți colectiv prinși în căldarea aceasta. E lupta pentru afirmare. Chiron e rănit în dreptul lui de a fi, în a se afirma pe sine, în a fi și asertiv, e rănit acolo. E o lipsă de voință, o lipsă de putere proprie. Probabil că unii se duc în zone de acțiuni autodistructive sau se duc în manifestări de bravadă, pentru că vine și se manifestă această formă de dezechilibru a unui Chiron în berbec, în funcție, țineți cont, și de ce aspecte face în hartă, mai ales dacă se află lângă luminarii, dacă e lângă soare, cum e cazul meu, sau dacă e lângă o lună, sau dacă e lângă alte povești importante din harta voastră, poate lângă stăpânul hărții voastre. Sentimente de autosuficiență, iarăși în manifestare de dereglaj, pot să fie date de această poziție a unui Chiron în berbec, de frica de a te exprima în ceea ce tu îți dorești cu adevărat. Și tendința mai ales de a depinde de cineva în opoziție cu tendința de a compensa și a face totul pentru a demonstra propriul tău drept la existență. Sunt mai multe tehnici prin care se poate lucra cu această energie, dar fiți conștient că niciodată, absolut niciodată, nu o veți curăța până la capăt și o veți vindeca. Mesajul aici este să deveniți maestri în a gestiona energia lui Chiron și în a-i ajuta pe ceilalți, la rândul lor, să traverseze prin etape de criză. Tocmai pentru că aveți voi suficientă experiență, voi cei care aveți anumite hărți în care Chiron vă vorbește într-un anumit fel, mai ales în acest moment, acest moment al zilei de 8 aprilie, care este de fapt invitația principală. Avem ceva de vindecat, cu foarte mult curaj, pentru că ține de semnul berbec și cu îndrăzneală. Și aveți nevoie de curaj, de ce? Pentru că vă duceți în zona nodului nord, unde e lipsă de cunoaștere, acolo e un teritoriu nou, e un început, e o zonă pe care nu o cunoaștem, nu? La nivel colectiv, dacă ne gândim la simbolistica nodul sud, nodul nord. Și suntem invitați să renunțăm la ego. Pentru că berbecul are de foarte multe ori și acea zonă păcătoasă a, bun, e eroul fantastic pe care îl iubim toți, că merge și sparge porțile și zidurile și are curaj și are și zona de nebunie și de inocență și de... Dar are și o zonă de ego, o zonă de ego pe care trebuie să o conștientizați. Iar ce vă susține să conștientizați asta este Mercurul retrograd. Pentru că avem, și mai trebuie să mai țineți cont de ceva, avem nevoie întotdeauna de susținere, pentru că nu putem căra totul de unii singuri pe umerii noștri. Iar cred că ce vom avea de făcut în această porțiune a acestei eclipse și a acestei zi speciale, pentru că nu e doar acolo în influență, doar acea zi. Știți foarte bine, e o porțiune de săptămâni întregi, nu, Rodica? Cât e efectiv la propriu? Spune tu, adică așa. Aici nu funcționează totul ca la carte, adică nu poți să spui neapărat o dată. Noi putem să estimăm, dar sunt sigură că sunt persoane care deja sunt în acest proces, deja participă, deja sunt implicați. Ori sunt alte persoane care vor avea loc de descoperiri, vor trece prin anumite descoperiri doar în acest culoar al eclipselor, știi? Și vor face vai ce s-a întâmplat, știi, la sfârșit. Da. Deci nu putem să spunem cu exactitate. Da. Nu. Iar Chiron ca și cheie, de asta l-am și lăsat pe ecran ca și simbolistică, pentru că este de fapt principalul purtător de cuvânt împreună cu Mercur, aș îndrăzni să spun în acest context. E cheia prin care putem accesa acele părți din noi pe care le-am pierdut. Probabil în copilărie am avut parte de, eu știu, lucruri care ne-au zdruncinat. Poate le-am avut parte mai târziu, ca adulți. Toți suntem într-o măsură mai mare sau mai mică răniți, acolo unde l-avem pe Chiron. Iar cei care îl au pe Chiron în berbec, lor li se adresează acest mesaj cu precădere,
în acest context al acestei luni aprilie. Nu ratați acest șans de a avea curajul suficient de a nu rămâne blocați în ego, așa cum spuneam, și de a încerca să faceți lumină acolo. Pentru că emoțional, indiferent ce cărăm cu noi, când avem depășit în adevărul acela al nostru, care ne doare, nu e absolut deloc simplu. Și oricât de voalat discut acum, a vindeca partea aceasta de umbră a arhetipului chironian, înseamnă să ai foarte mult curaj. Dar toată chemarea din Berbec ne strigă că e momentul să vindecăm ce avem acolo de vindecat și de lucrat. Adică atât cât ne pricepem și atât cât... Important e să vă... Știți cum? Important e să vă dați acceptul. Pentru că oamenii potriviți vor veni către voi, situațiile potrivite vor veni către voi. Iată, inclusiv boala prin care tocmai traversez și din care încă nu m-am recuperat și acesta este tot un mesager și tot o situație și tot un context în care eu am la rândul meu de lucrat lucrurile din adâncul meu. Și fiecare dintre noi știm exact ce este acolo. Pare așa puțin astăzi mai altfel, poate mai puțin astrologie, mai mult altceva. Dar știți de ce fac acest mesaj? Pentru că eclipsa de lună care a fost înainte, în 25 martie, cu nodul sud, acolo am fost invitați efectiv să renunțăm la niște aspecte care nu ne mai foloseau. Nu știu dacă deja ați făcut asta, dacă deja ați luat genul acela de decizii. Iar acum suntem chemați să îmbrățișăm noua direcție în care ne dorim să pășim. Acesta este, cred că este mesajul principal al eclipsei de soare din aprilie. Și să punem pe ce accent? În primul rând pe compasiune, pe iubire, pentru că acestea împreună întotdeauna vindecă, și să ne regăsim securitatea aceea interioară. Pentru că motivele pentru care mulți dintre noi avem măști, ne purtăm într-un anumit fel, e doar ca să supraviețuim. În funcție de cu cât e gradul mai mare de rană despre care vorbește Chiron, cu atât mai puternic ne ascundem. Sunt niște pattern-uri, niște matrițe, niște modele în spatele cărora stăm, pentru că e ca un scut. Și din cauza acestui fel deficitar de a funcționa, atragem situații la rândul lor deficitare și care nu ne ajută, ne fac poate mult mai mult rău, pentru că nu avem curaj să ieșim de acolo din carapacea aceea. Ei, acesta este un moment în care suntem invitați să spargem acea carapace. Să ieșim și să ne ducem pur și simplu în zona aceea transgenerațională sau doar a noastră cu noi înșine și cu familia din care venim, cu rădăcinile din care venim, ale ceea ce am experimentat. Aș mai pune accentul pe ceva. Aș mai pune accentul pe curajul de a spune lucrurilor pe nume. Pentru că, da, înțeleg toată această parte cu compasiunea și cu iertarea, dar poate că este cazul să ne iertăm pe noi și să avem curajul să fim noi înșine, nu? Să vedem cine suntem noi, că tot berbecul este despre a fi, da? Deci... curaj. Curaj, dar ce nu am punctat e totuși faptul că Marte e în Pești. Și nu mi se pare deloc întâmplător că parcă Marte a predat armele, știi? Adică toată energia aceasta a întregului stelium a momentului de eclipsei solare din Berbec e sub energia lui Marte, pentru că el este guvernatorul semnului, știți bine. Și când te uiți că e în Pești, cum ai vedea tu asta? Cum simți? E adevărat, e lângă Saturn. Da, e o conjuncție strânsă și acolo, e în orb. Dar e în flux. Acolo n-ai stabilitate. Uite că, bine că Saturn este acolo, că e un fel de ancoră pentru Marte. Știi? Mm-hmm. Și părerea mea este că Saturn acolo este foarte bun. Marte are noroc de Saturn că se mai poate ține de ceva, știi? Păi, acestea fiind spuse despre, se pune foarte mare accent, deci pe semnul peștilor, Berbec și Taur, după cum observați, dar Pluton este învărsător acolo și cumva vine cu idei din astea mai deosebite, vârstătoriene. Da, mergem în continuare la luna plină din Scorpion, care se va întâmpla în data de 24 aprilie. Da, și da. Patricia, te invit că tu știi să vorbești foarte frumos. Am mai,
Am mai avut amândouă aici o poticneală și eu și tu amândouă cu gâtul, asta e. Deci, luna plină, 24 aprilie, la gradul 5 Scorpion, va avea loc, iată ce spune simbolul Sabian, un masiv țărm stâncos rezistă la presiunea mării. Ce frumos! Poți găsi că te afli sub asediul emoțiilor, dar ești suficient de puternic ca să reziști. Situația este tare ca piatra. Realitate implacabilă, neschimbătoare. Stabilitate. Negativ. A acționa cu o încăpățânare care poate duce la inerție, nu la progres. N-am spus-o la început, o spun acum, oracolul simbolurilor Sabine, Linda și Richard Hill, traducere de Adrian Mândruță. Și avem și aici două imagini, așa, pe cinste. Da, aici aș vrea să mai atrag atenția la faptul că scorpionul, semnul scorpionului este un semn fix. Tocmai de aceea se vorbește despre încăpățânare și despre emoții foarte profunde, pentru că este un semn de apă. Da? Și când este o lună plină în acest semn, emoțiile pot fi foarte intense. Da? Dar în interiorul nostru mai mult. Și uite cum inteligența artificială a desenat toată paleta de culori. Exact, toată paleta de culori. Acel zbucium emoțional care poate avea loc în sufletul, de ce nu, unui om pe o lună plină în Scorpion. Dar omul este de neclintit, știi, acel semn fix care te ține și care cumva ține de acea zonă de încăpățânare, știi, te fixezi. Aici este a doua, Iartă-mă. Foarte frumoasă și aceasta. Amândouă, mi-au plăcut foarte mult și descriu bine, aceasta este absolut spectaculoasă, pentru că natura emoțională a omului e absolut complexă și poate să prindă atât de multe nuanțe încât ne fascinăm și ne uimim inclusiv noi pe noi de-a cursul vieții, că descoperim laturi în noi, mai ales când vorbim de o lună în Scorpion, care trezește așa toată acea zonă de intensitate, când te poți duce foarte, foarte repede în zona de umbră și să iei lucrurile extrem de personal, și aici e o mare avertizare, de fapt, să fii conștient de capcană. Și iată harta momentului, să-mi activez bulina magică. Da. Aici avem și harta cu splendoarea de lună plină. Da, după câte observăm, din punct de vedere astrologic, avem iarăși acea zonă cu planete îngrămădite pe semnele Pești, Berbec, Taur. Doar că de această dată luna iese din acea paletă și se află vis-a-vis de soare, cum este și normal la o lună plină, în Scorpion. Știm că atunci când se întâmplă luna plină, emoțiile sunt în general la maxim, numai că luna nu se simte foarte confortabil în Scorpion. De ce? Pentru că este acolo în cădere. Da, în Taur este în exaltare și în Scorpion este în cădere și tocmai luna în Scorpion se confruntă de fapt cu toate emoțiile, de ce nu, chiar și negative, profunde, intense, care pot exista. Deci, ca și cum am putea să avem anumite conștientizări, anumite revelații sau poate un imbold de a lua careva măsuri sau de a acționa anume după cum simțim. Da? Mm-hmm. De ce? Pentru că Marte, stăpânul Scorpionului, în acel moment se află în Pești. Deci mare atenție acolo, încotro vă orientați cu acțiunea. Ce faceți, nu vă grăbiți, pentru că emoțiile de obicei pot genera acea reacție rapidă, da? Iarăși ne uităm acolo și la zona berbecului, care este
foarte activată. Aveți grijă ce spuneți, cui spuneți. Mercur încă este retrograd, s-ar putea să regretați după aceea, s-ar putea să răniți, de ce nu? Pentru că Chiron tot este acolo, am vorbit deja. Deci ne mai domolim un picuț, adică recomandarea mea e să fim un pic mai domoliți în acea perioadă, să nu ne aruncăm cu cuvinte sau cu concluzii, de ce nu? Pentru că s-ar putea să ne tragem concluzii pripite, greșite, care se bazează pe anumite stări. Cred că, de fapt, o altă problemă aici cu această intensitate emoțională a lunii în Scorpion e că e așa parcă nevoie de dramă. Totdeauna când văd luna în Scorpion, mă gândesc la dramă. Știi? Parcă așa un soi de necesitate de a fi totul dramatic, de a fi totul, pentru că altfel parcă ea nu știe să funcționeze în acea porțiune de 2 zile și jumătate. Sigur că sunt subiectivă, sigur că sunt percepțiile strict personale, dar așa o recepționez în tranzit pe luna în Scorpion. E o porțiune cu adevărat provocatoare și necesitatea, invitația este să stăm înțelepți, să devenim înțelepți în acele porțiuni de 2 zile și ceva cât traversează luna prin Scorpion. Foarte bine ai punctat și cu Marte și cu tot absolut și cu Chiron și cu Mercur și cu... Nici nu știu dacă mai pot adăuga ceva. Doream doar zona de dramă. Doar așa, ca să mai zic încă ceva, luna în Scorpion are un simț foarte bun din punct de vedere financiar. Ei, da. Doar că nu uitați că încă Mercur este retrograd, s-ar putea să vă răzgândiți după ce revine la mersul direct, așa că iarăși nu vă pripiți, mai așteptați un picuț să treacă luna aprilie și după aceea în mai puteți să faceți ce vreți voi. Dar nimeni nu vă împiedică să mergeți în toate detaliile, în toate lucrurile care poate au fost ascunse, să faceți anumite săpături undeva, nu știu, poate e un subiect care vă interesează sau analizați vreo situație și acolo să faceți cercetări, efectiv să cercetați, pentru ca să aflați tot de ce aveți nevoie pentru luna mai. Da, un sfat foarte înțelept și foarte binevenit și sper comunitatea să își ia notițele necesare și să-și ofere și timpul de a-și pregăti terenul să aplice aceste informații. Sunt doar sugestii, exact cum a spus Rodica tot timpul și o spun și eu, nu sunt sfaturi, sunt doar ponturi, doar tips, spun germanii aici. Trec la următoarea imagine, da? Da. Da. Care e mult așteptatul moment, desigur, al întâlnirii Jupiter-Uranus. Și știți, clar, data e 21 aprilie 2024, iar orbul la care această întâlnire se face, orbul, mă refer la grad, e 21 Taur și 49 de secunde, cum vedeți în imagine. Noi vom detalia această poveste pentru cei care compun membership. Am lăsat pur și simplu doar așa harta pe ecran să vă faceți un reper, să vedeți cam ce se activează la acel moment. Desigur că această întâlnire dintre cei doi grei care se mișcă totuși lent nu va fi doar pe durata acelei zile, acela este momentul la care se perfectează conjuncția, dar influența acelui orb exact pe gradul pe care îl vedeți pe hartă, 21-49 Taur, e pe o porțiune de câteva zile, aș îndrăzni chiar să spun 21-24 aprilie, un timp ideal în care cred că am face un lucru senzațional cu toții dacă ne-am lăsat duși în invitația de a ne contempla psihicul. Asta aș îndrăzni să spun despre întâlnirea celor doi giganți. Aici, la nivel de simbolistică, eu cred că putem să stăm până absolut mâine dimineață, facem un curs întreg despre Jupiter și Uranus, la nivel de arhetip și la nivel de semnificații și la nivel de ceea ce știm din legende și din mitologie că ne aduce și ne propune fiecare. Și cred că pur și simplu suntem invitați să creștem acolo în interiorul nostru, pentru că este o creștere la propriul nivelului de conștiință. Așa văd acest moment. Și un moment magic și sigur, se petrece tot la 14 ani, nu este un secret, toți cei care studiați astrologie știți, e un ciclu care tot revine și se tot
Și tot curge, dar la fiecare întâlnire se întâmplă să fie prin alte semne, desigur, și semnătura energetică, dacă stați așa să faceți un studiu, să vedeți cam ce s-a întâmplat doar în secolul nostru, că nu mai pornim de la rădăcini, că ne ia probabil câteva săptămâni, veți vedea că se petrec niște lucruri foarte interesante atunci când aceste întâlniri au loc în segmentele foc-aer sau apă-pământ, pentru că la nivel de colectiv se petrec evenimente cu semnăturile acestea specifice la nivel de arhetip și, repet, informații mai detaliate veți găsi dacă veți intra în clubul nostru Astrotransite, unde vom detalia această întâlnire a celor doi giganți, dar cred că vom avea de lucrat filozofia noastră de viață în primul rând, cum o integrăm și cum dorim să continuăm, ar putea fi una dintre invitații. Dacă reușim să ne detașăm suficient cât să privim lucrurile de deasupra, probabil vom fi în măsură să lucrăm pe zona de lumină a acestor arhetipuri, respectiv Jupiter-Uranus, și să luăm caimacul din ceea ce se activează în funcție de casa în care vi se întâmplă această conjuncție și în funcție, bineînțeles, de ceea ce fac la rândul lor în harta voastră la nivel de aspecte și ce case guvernează la rândul lor Jupiter, respectiv Uranus. Eu mă opresc aici, pentru că altfel spun mai mult decât mi-am planificat și închei cu această imagine. Cred că așa ne vom și lua la revedere de la comunitatea 12 Călăuze și AstroTalk. Dacă dorești să adaugi ceva, iartă-mă, te rog să o faci. Dacă nu, ne luăm la revedere. Păi aș vrea să adaug că vă doresc la toți multă lumină, multă cercetare interioară, introspecție, ziceți cum vreți voi, și să fiți pe calea cea bună. Să fim pe calea cea bună. Cel mai bun sfat. Și îți mulțumesc din suflet pentru întâlnirea de astăzi. Pe curând. Și eu vă salut.